Bun, citi un cuvânt de învățătură din cuvintele părintele Arsenie, Boca, și anume din cartea Scrieri Inedite. Părintele Arsenie Boca, Scrieri Inedite, cine este Isus? Spre deosebire de toate religiile pământului, Isus a profețit cu mii de ani înainte cu amănunte. A spus-o el însuși cine este în trei împrejurări. 1. Femeii samarinence la fântâna lui Iacov. 2. Orbului din naștere care l-a mărturisit proroc în templu din Ierusalim. Și 3. Ucenicilor înainte de sfintele sale patru. Oamenii cu de la sine putere n-au putut ști cine este Isus. Ei și-au dat părerile lor omenești, care n-au putut urca mai mult decât până la profeții reînviați. Răspunsul pe care l-au cules ucenicii din popor se poate lărgi până în zilele noastre. În popor se spunea că Ilie a revenit pe pământ, ba că prorocul Ieremia a înviat, ba alți proroci și așa mai departe. Și astăzi zic oamenii despre Isus că e unul din mai mari lumii, ca Moise, ca Rama Krishna, ca Buddha, Mahomet, sau unul alt din mari inițiați. Atâta pot oamenii răspunde. Parcă e un plafon al minții omenești. Deci, după oameni, Isus e un om ca oricare altul. Atunci Isus i-a întrebat pe ei, pe ucenicii care îl cunoșteau mai bine, din faptele și cuvintele sale. Nici ei n-au putut răspunde cu de la ei pricepere. Atunci a răspuns Dumnezeu în ei, prin revelație. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Răspunsul era necesar, căci de la această poziție a omului față de Isus atârnă mântuirea sau pierzarea sa. Anume, Isus nu e un om ca oricare altul, ci este un om ca nimeni altul dintre oameni. Un om dublat de Dumnezeu. E om adevărat și Dumnezeu adevărat deodată. Pe această piață de temelie se întemeiază creștinismul și din cauza acestei temelii neobișnuite dăinuiește fără sfârșit împărăția veșnică. Și ce e creștinismul? A doua creație a omului. Pe butucul, adică pe tulpina, sălbăticită a firii omenești, a otăit Dumnezeu o mlădiță nobilă, un om de al neam decât oamenii pământești, un om ceresc. Acesta e omul reînnoit prin botez, prin Iisus Hristos. Aceasta ni s-a făcut nouă fire nobilă și a ajutat de concursul libertății și a voinței noastre, noi trebuie să dăm roade cerești. Felul nostru de a fi, faptele noastre și cuvintele lui Isus, adică să fie ca și a lui Isus. Un cuvânt, prin îmbrăcarea noastră de la botez și cu celelalte sfinte taine în Hristos, prin această naștere a doua, desăvârșirea după care tângeam din străfunduri, a devenit posibilă. Și după cum zic, mărturisirea dumnezeirii lui Isus. Iată cum nașterea lui Isus, Hristos în peșteră, se repetă real în fiecare botezat. La sfârșitul istoriei se va întreba cât asemănare am câștigat cu Isus, nu cu Moise sau cu alți mari inițiați. Această asemănare, care se poate prinde încă din viața aceasta, e uniforma împărăției viitoare. 26 decembrie 1950. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.